Urcătura acum în comisiile de buget, a fost aprobat un amendament care ar putea să pună în pericol alegerile de anul viitor, partea financiară. Cătălina Mănoiu vine cu toate datele din comisie. Bun găsit, Cătălina, ce s-a întâmplat? Bun găsit, un amendament depus de Alexandru Nazare a făcut practic ca statul să rămână fără banii de alegere anul viitor, mai exact acel 1 miliard de lei pe care guvernul i-a alocat pentru alegerile de anul viitor au fost redistribuiți. Banii sunt tot la Ministerul Afacerilor Interne, însă la alte capitole de cheltuieli. De exemplu, 300 de milioane de lei au mers către strategia antidrog, iar alte 700 de milioane de lei au mers către securizarea frontierelor, mai exact pentru foaia de parcurs pentru aderarea la spațiul Schengen. Aici, în Comisia de Buget, au fost discuții informale destul de aprinse, asta pentru că reprezentantul Ministerului Finanțelor, Daniela Pescaru, secretar de stat, i-a transmis aici lui Alexandru Nazare, deputat PNL, că anul viitor statul nu mai are bani pentru organizarea celor 4 rânduri de alegeri. S-a găsit totuși o soluție asta după ce s-au mobilizat cei de la PNL și cei de la PSD și s-a stabilit ca, de fapt, banii pentru alegerile de anul viitor, pentru cele 4 rânduri de alegeri, să vină din fondul de rezervă pus la dispoziția guvernului. Atenție însă, din acest fond, legea spune că se plătesc doar urgențe, însă am văzut situații de urgență, neprevăzute. Însă am văzut că el a fost folosit discreționar în ultimul timp. Rămâne ca președintele Comisiei de Buget din Camera Deputaților să-și asume un amendament prin care să corecteze această situație. Mulțumesc, Cătălina Mănoiu!